S-au scurs momente de panică incredibilă pentru 42 de copii care ar fi trebuit să meargă la Semenic. Autocarul cu care mergeau s-a înzăpezit și n-a mai putut înainta nici măcar un metru. Jandarmii montani au intervenit de urgență și au ajutat să ajungă la destinație unde aveau rezervată cazarea. Misiunea a fost extrem de grea pentru că drumul este închis între pasul Prislop și stațiunea Semenic. Cei care se ocupă cu dezăpezirea au reușit până acum să elibereze doar o bandă de mers.